Deci este vorba despre un protest spontan, nu este o grevă organizată de sindicat. Pur și simplu salariații dimineața au hotărât, având în vedere și ce se întâmplă în celelalte județe, să fim solidari și să facem o acțiune de protest împotriva hotărârii guvernului de a majora salariile, așa pe șest, cum s-ar spune, în ordonanța de... pentru rectificarea bugetară, au hotărât acordarea a 25 de clase de salarizare pentru aparatul propriu din Ministerul Finanțelor, ANAF și Direcția Mari Contribuabili. O hotărâre care nouă ni se pare nejustificată și lipsită de respect față de salariații din județe care au și ei aportul lor pentru bunele rezultate ale ANAF-ului. Nu numai aparatul propriu depune eforturi. Probabil gestionează fonduri europene, este adevărat, gestionează, dar să le facă să gândească la un sistem de asigurări care să-i protejeze de, eu știu, eventualele erori, eventuale... Și nu poți să-i dai salarii, că poate să-i dea salariul de 3 ori mai mare și tot să întâmple ce s-a mai întâmplat, nu? Cu fondurile europene. Deci nu ni se pare o hotărâre corectă, ni se pare o lipsă de respect totală față de salariații din teritoriu... Nu. Deci numai aparatul propriu din Ministerul Finanțelor Publice, ANAF și Direcția Mari Contribuabili. Adică dacă se dădea măcar o justificare, să se fie anunțat ceva înainte, poate înțelegeam, dar nu chiar așa o majorare de ajunge la aproape 80% din majorarea. Că mulți zic că nu, că e 20 și ceva la sută. Nu este 20 și ceva la sută, că scrie clar că se acordă 25 de clase de salarizare la salariu care l-a avut în luna octombrie, deci majorarea începe cu luna noiembrie, la salariul din luna octombrie, da? 25 de trepte, ori 2,5% pentru fiecare treaptă, deci minim este 62,5, având în vedere cum se aplică treaptă la treaptă, deci am făcut o socoteală așa simplă, să ajunge la 80%. Păi nu știu, toți salariații, nu, în afară de faptul, chiar nici nu i-am numărat, habar nu am. Asigurăm urgențele, deci am hotărât să nu perturbăm totuși activitatea, sunt oameni care au urgențe, care au probleme deosebite, intră și salariatul respectiv și îi servește. Adică nu vrem să suferă oameni nevinovați, dar trebuie să ne rezolvăm și noi revendicările. Adică... Probabil, na, noi am zis prima dată că ieșim până la ora 9, după aia ne-am lungit până la ora 10, acum am înțeles, în funcție de ce se întâmplă în celelalte județe, sunt persoane care țin legătura și în funcție de asta hotărâm și noi dacă intrăm sau nu intrăm. Astăzi e 3 noiembrie, salariații Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea au declanșat un protest spontan în solidaritate cu ceilalți colegi din țară, nemulțumiți de nivelul de salarizare. Ghișeele noastre vor fi închise pe timp nelimitat în funcție de deciziile care vor fi luate la nivel central.